Bun, și acum, dacă ați avea un vlog, știi, avem colegi care... Mulți, da? Blogger, blogger, așa. Voi ce subiect, ce temă v-ați alege? Eu răspund. Te rog. Modă, evident. Nu m-aș, cine s-ar fi așteptat? Aș face unul cu postări zilnice, cu tot felul de combinații, alternative. Aș filma la atelier, în dressing, pe stradă, cu sora mea. Cu sora ta? Cu... Oriunde. Bine, nu sună rău. Și cum s-ar numi? Ollie's Vlog. Nici măcar. Sisters. Sisters. Sună bine. Eu, evident că aș face ceva. Hai că poate vine o idee. Aș face ceva pe squash, pe teren sau ceva de cam ce fac la IMA, apropo de, nu știu, gramatică, vorbit în public, scăpat de trag, chestii de genul. Eu zic, și nu doar eu, că ar trebui ales un subiect de interes și așa ajungem la vloggingul de gaming. Cum toată lumea se uită la jocuri, se joacă, se uită la recenzii video despre jocuri, așa află și câteva ponturi. Și cum vă spuneam, noi avem un material în exclusivitate despre acest lucru. Colega noastră, Rose Stan, a reușit să-l convingă pe cel mai cunoscut game vlogger din România să stea de vorbă cu noi. Omul are peste 1 milion de subscriber pe YouTube, alte milioane de vizualizări la clipuri, adolescenții la doră. Cum face asta oare? Hai să vedem. Eram sigur ce a fost asta. Ce-i spări? Am vrut să zic, dar nanosecunda aia n-am mai avut timp să zic. V-am pupat. Vă mulțumesc că ați fost alături. Cam așa arată un vlog de gaming. Rețeta pare simplă. Avem nevoie de un joc și de un jucător. Iar Codrin ne-a mărturisit că este simplu dacă te pasionează. Extraordinar, trece timpul foarte repede. De-aia fac o grămadă de gameplay-uri, mă simt bine. În mare parte eu filmez ce m-ar distra pe mine, știi? Și atâta timp cât mă distrez și cei care se uită, e extraordinar. Și merge treaba în continuare. Nu stau să mă gândesc oare ce ar vrea Gigel să vadă, știi? În primul rând, tu să fii mulțumit, ăsta e scopul. Dar nu înseamnă că mulțumirea ta trebuie să treacă peste starea de bine altora. La fel gândea și înainte, atunci când Codrin dubla desene animate și făcea sketch-uri. Acum se axează doar pe vloguri și muzică. Ar putea cineva să trăiască din cât primește pentru aceste clipuri? Sunt foarte mulți factori aici. Contează în primul rând dacă ai conținut family friendly sau nu. Uite, de exemplu, la mine 3 din 5 clipuri ultimele demonetizate. Asta înseamnă că nu vin niciun ban de pe urma lor. În același timp, în România nu se plătește atât de bine să poți să ieși astăzi de la lucru, să ești gata, nu mă apuc, de mâine fac YouTube și gata. Da, se poate, dacă ești dedicat. Atât timp cât hobby-ul meu s-a putut transforma într-o sursă de venit, e extraordinar. Dacă o pot ține pe viitor în felul ăsta, super bine. Dacă nu, mă duc să pun termopane. Hai să vedem cum faci tu vlogurile. Ce o să te joci astăzi? Hai să vedem cum faci tu vlogurile. Eu nu fac vloguri. M-am decis să te sabotez, na. Ok. Aveai în plan să vezi cum se registrează un gameplay și am zis, fă tu. Și vedem să dacă fac te eu. Deci vrei să mă faci de rușine. Bine. Da. Dar trebuie să mă ajuți, trebuie să-mi dai indicații. Văd aici ceva cu o gâscă într-un semn de interzis. E genul de joc pe care probabil aș fi încercat eu pe canal. Și dacă nu-l strici, o să-l filmezi pe canal. Dacă îl faci să pară nașpa, nu-l mai filmezi. Pentru că feedback-ul din partea abonaților este esențial. Pozitiv sau negativ, tot feedback este. Oamenii au dreptul să spună orice vor. De multe ori ne adunam, puneam un clip și căutam numai comentariile de hate. Și le citeam și râdeam. Ar trebui să fii puțin imatur să te streseze că un comentariu, niște pixeli pe ecran acolo îți spun mie nu-mi place de tine, lasă-te. Comunitatea mea e foarte strânsă, foarte, foarte tare. Nu știu cum a devenit așa. Cred că deci am fost permisiv de-a lungul anilor. Am fost natural și eu. Și deși n-am fost family friendly, a adus o parte foarte bună chestia asta în joc, pentru că văd fanii, sunt foarte dedicați. Distrează-te, ești o gâscă. Vreau să-mi aduci și tu un joc cu mitraliere, un joc cu pistoale, cu săbi, cu orice. Și mi-am zis o gâscă, să mă joc cu o gâscă. Lasă mingea aia și un joc cu gâscă ne-o învins. Vezi, dacă filmam eu un gameplay, probabil filmam jumătate de oră, mă blocam la poarta asta, mă enervam. A. Te las pe tine să faci în continuare aceste vloguri, pentru că te pricep mult mai bine. Spune-mi despre jocul acesta, un review, ceva. Din cât am văzut, probabil îl dezinstalez când ajung la casă și nu mai încerc să joc. Poate chiar e fain. Da, nu astăzi. Timp.